Bună ziua tuturor și bine ați venit la conferința noastră. O rugăminte tehnică înainte de a începe, să fim atenți la microfoane și să le ținem închise pe perioada intervențiilor pe care le avem. Bine ați venit! Numele meu este Oana Silion de la Teach for Romania. Și vom petrece astăzi împreună o oră și jumătate în care ne vom uita la zona de impact a mentoratului adaptiv în formarea profesorului debutant. Este un eveniment în cadrul unui proiect mare, sistemic, pe care îl derulăm de 2 ani de zile în România, alături de dumneavoastră și nu numai. Iar împreună cu mine, în cadrul acestui eveniment, avem niște invitate importante și anume alături de noi din partea Ministerului Educației, care este partener împreună cu noi în cadrul proiectului, este doamna Cecilia Iuga, care este expert specialist pe zona de carieră didactică și pe această cale, bună ziua și bine ați venit în cadrul evenimentului nostru. Bună ziua tuturor! Mă bucur să fim din nou împreună, chiar dacă virtual doar. Mulțumim, mulțumim mult de tot! De asemenea, alături de noi este doamna Oana Monșoiu, care este lector universitar la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Bine ai venit, Oana, și îți mulțumim de participare! V-am găsit! Mulțumesc de invitație! Mă bucur să fiu aici! Și doamna Anca Popa, care este directorul Departamentului de Sprijin și Mentorat al Cadrelor Didactice din cadrul Teach for Romania. Bine ai venit, Anca! Mulțumim mult de tot de participare! Bună seara! Bine v-am găsit și abia aștept să povestim împreună despre ce am reușit să facem în NEST. Acum că mi-ai ridicat mingea la fileu, ca să zic așa, o să ne uităm ce ne propunem pentru această conversație și o să avem împreună o cadrare, adică o prezentare a contextului european al proiectului NEST și o să ne uităm de la ce idee am pornit acum 2 ani de zile, când am demarat implementarea proiectului, care au fost ipotezele și obiectivele de la care am pornit. O să avem o zonă de perspectivă asupra importanței mentoratului pentru cadrele didactice debutante din sistemul public de educație. Apoi ne uităm cum putem să facem integrarea procesului de mentorat la nivel de politică publică. Și apoi povestim cu doamna director Anca Popa despre implementarea programului de mentorat NEST, care au fost practicile și o parte de impact intermediar al rezultatelor obținute. Urmează, evident, și două sesiuni de întrebări și răspunsuri și zona de concluzii. Pentru întrebări și răspunsuri au fost foarte mulți dintre dumneavoastră care din momentul înregistrării ne-au pus întrebări prin formularul de înregistrare. Cu prioritate o să răspundem la întrebările respective și o să vedem în funcție de timpul alocat dacă o să mai existe întrebări din partea dumneavoastră, să le acoperim și pe acelea acum. Dacă nu, recomandarea noastră este ca să ne scrieți pe adresa de e-mail a proiectului nest@teachforromania.ro. O să lăsăm această adresă și în chaturile noastre, atât cel de pe Zoom cât și cel de pe Facebook și așteptăm așa să creăm un întreg dialog, deci nu ezitați, transmiteți-ne întrebări și vom răspunde la ele. Acum, zona de ipoteze și obiective ale proiectului, ne-am uitat ca acest proiect să intervină sistemic. De aceea, alături de noi se află colegii noștri de la Ministerul Educației.
Și ipoteza de la care am pornit a fost aceea că în Europa sprijinul pentru profesorii debutanți este discreționat, este de cel mai multe ori deprioritizat sau efectuat ad hoc. Asta se întâmplă atât în România cât și în Europa. În mod deosebit, școlile care lucrează cu elevii din mediile dezavantajate întâmpină dificultăți în retenția cadrelor didactice debutante în școlile respective. Mentoratul adaptiv a venit ca o nevoie pentru a crește eficiența profesorilor debutanți în sistemul educațional. Este o idee care creionează, implementează, evaluează și propune un sistem de mentorat adaptiv în educație pentru profesorii debutanți din școlile dezavantajate. Pentru ce ne-am implementat în zona de proiect? Programul de formare a fost unul pentru mentori. Am avut mentori pe care i-am format în cadrul proiectului nostru cu scop final de profesionalizare și de îmbunătățire a practicii de mentorat pentru profesorii debutanți din școlile de stat. Proiectul nostru face parte dintr-o pilotare la nivel european. Există 5 țări europene care participă la această pilotare în 7 sisteme educaționale, deci România în premieră a venit cu implementarea acestui proiect la nivel sistem. De ce NEST? Și foarte important aici, pentru cei care lucrează în sistemul educațional, pentru cei care preuniversitari, pentru cei care tangențial au intervenții în sistemul preuniversitar educațional, știm cu toții care ar fi cele patru direcții la care ne uităm tot timpul: rata ridicată de abandon și absenteism, contextul cultural și social-economic, implicarea deficitară a familiei, decalajele puternice în procesul de învățare în zona de medii vulnerabile. Astfel, ce și-a dorit proiectul ca și final este să încercăm pe cât posibil ca să echipăm cadrele didactice pentru a putea ajunge la toți elevii cu care aceștia lucrează. Echitatea, de asemenea, în educație, și aceasta este o componentă a întregului proces pe care noi l-am dus timp de 2 ani de zile, pentru că proiectul se adresează în mod direct profesioniștilor metodiști din sistemul public de educație și aceștia la rândul lor lucrează cu profesorii debutanți care predau în școlile de stat cu un statut social-economic scăzut, acele școli vulnerabile despre care tot vorbim în contexte diferite. Și de ce ne-am uitat la acele școli și acționăm în școlile respective în 15 județe la nivel național? Pentru că ele sunt școlile care au nevoie de aceste resurse, printre ele fiind cadrele didactice profesionalizate și susținute pentru a face față provocărilor cu care se confruntă. Cum am început proiectul? Am început proiectul și ne-am uitat la zona de profil. Am creat un profil al mentorului și un profil al profesorului debutant și văd aici multe persoane pe care le-am regăsit în interviurile pe care noi le-am susținut în 2021. Am avut o întreagă campanie de recrutare la acest proiect pe profilele create și împreună cu doamna Iuga de la am stat în interviuri și am cunoscut pe parte dintre dumneavoastră, care îmi face deosebită plăcere să mă regăsesc acum la acest eveniment. Pentru ce au constat aceste interviuri a fost tocmai ca să vedem și să găsim persoanele cele mai potrivite pentru a duce intervenția în sistemul nostru. Și profesorii metodiști au lucrat timp de 2 ani de zile cu cadre didactice din sistemul public de învățământ. Am avut 2 cohorte.
cu care am lucrat, una în 2021 și una în 2022, vom finaliza în iunie 2023. Și urmează, după finalizarea acestui proces de învățare, urmează evenimentele noastre de exploatare, cum le numim la, în cadrul proiectului, în care vom disemina rezultatele și ce înseamnă impactul, dar eu o să mă opresc aici, pe zona de impact, pentru că o să vină colega mea, doamna director Anca Popa, și o să vă povestească. Până atunci însă o să îi dau, o să-i dau cuvântul doamnei Oana Moșoiu să ne uităm așa puțin la ce înseamnă formarea profesorilor debutanți din mediul universitar și alături de ea să pornim așa într-o călătorie foarte, foarte frumoasă împreună. Mersi tuturor, mulțumesc de invitație. Ce să însemne formarea inițială în mediul universitar? Înseamnă bazele formării profesionale, cu bunele și cu relele. Da, avem această perspectivă a faptului că în formarea inițială există o bună pregătire sau ne așteptăm la o bună pregătire teoretică, atât din punct de vedere al specializării, al acelui domeniu de specializare, iar pe de altă parte, desigur, o bună pregătire pedagogică absolut necesară pentru realitatea din seriile de clasă. Ambele sunt însoțite de practică și mă gândeam că de curând am dat un input cuiva care scria la un raport pentru OECD, un raport de țară, și am făcut un inventar al orelor de practică, așa că această invitație a venit la fix. Și profesorilor pentru învățământ primar și școlar și preșcolar, cât și în pregătirea, de exemplu, și cea din științele educației de la departamentul unde sunt eu, nu depășește mai mult de 5 ore pe săptămână în cadrul unui semestru. Ore care pot fi efectuate într-o zi dintr-o săptămână normală și de regulă se întâmplă în paralel cu alte cursuri ale studenților care se pregătesc pentru profesia didactică, fie pentru ciclu preșcolar și primar, fie pentru ciclul gimnazial și liceal, unde vorbim, desigur, doar de modulul psihopedagogic în acest moment. Cu siguranță există o limită a acestui număr mic de practică, noi știm acest discurs public și n-aș putea să vă spun de unde vine acest sens girator al conversației din care nu reușim să ieșim mai departe. Eu aș spune că angajatorul principal, Ministerul Educației, mă uit aici la colegele de pe ecran, cred că ar trebui să fie mai ferm cu privire la faptul că se acceptă un anumit număr de credite universitare, dar și un anumit număr minimal de ore, așa cum este, de exemplu, în învățământul profesional, care are standarde și calificări unde ai, nu știu, 1000 de ore de practică sau ceva de genul ăsta în funcție de multe lucruri și poate că la un moment dat un angajator ar trebui să spună: da, aș vrea ca la debutul în această ocupație, da, voi universitățile, nu ne interesează cum vă organizați, e treaba voastră, aveți autonomie, dar noi, angajatorul principal, am vrea să aibă minim 500 de ore de practică pe parcursul la 3 ani de zile. Am dat un număr, pur și simplu, pot să fie 150 de ore, pot să fie 1000 de ore. Ce vreau să spun e că uneori angajatorul poate fi cel care dă o comandă către sistemul de formare inițială. Da? Deci nu neapărat universitățile stabilesc ce se întâmplă în profesia didactică. Am răspuns și la această întrebare apropo de raportul de țară. Cine stabilește ce se întâmplă în profesia didactică? Și cred că răspunsul este nu e ori-ori, ci este împreună, dar în momentul de față, într-adevăr, se resimte această lacună a unei pregătiri practice mai solide și probabil că e nevoie ca aceste două entități, angajatorul și furnizorul de formare inițială, respectiv universitățile, să mai discute un pic pe această temă. Pe de altă parte, pentru că veni vorba despre pregătirea aceasta în calificare, aș vrea să pornesc, mie îmi plac foarte mult referențialele, domeniul meu este evaluarea și nu putem evalua dacă nu avem un referențial, un punct de la care pornim și la care ne raportăm. În cazul profesiei didactice avem aceste standarde de formare continuă, care fac parte dintr-un ordin al Ministerului Educației din 2016
Și poate vă întrebați dacă există și un standard de formare inițială, dacă vreți, un standard al profesiei didactice, față de care noi, o să spun așa, noi generic, noi universitățile, ca furnizor de formare inițială, să ne raportăm la el. În absența unui astfel de standard ocupațional care a existat, dar pentru că am foarte puțin timp la dispoziție, voi trece rapid peste aceste momente, a existat un standard în 1999, a existat un standard în 2005 și a existat un standard în 2014, elaborat chiar cu colegi de la mine de la facultate, în cadrul unor proiecte mari ale Ministerului Educației. Nu cunosc motivele pentru care nu au fost adoptate. Cert este că în acest moment nu există acest standard ocupațional. Poate cei de pe ecrane sunt familiarizați cu tipul de standard ocupațional pentru formator sau alte ocupații din formarea continuă a adulților. Dar ne putem raporta la acest standard de formare continuă, care este perfect valabil și foarte valoros. Este foarte detaliat explicat și aș aprecia că merită lectura oricărui profesor pentru soliditatea cu care a fost analizat ce înseamnă o competență profesională, cum se raportează și așa mai departe, inclusiv o analiză a reglementărilor legislative. Și chiar dacă ne luăm, chiar și după acest standard de formare continuă, putem presupune că ceva ce formăm continuu se va forma inițial mai întâi, da? Ca să formăm ceva continuu, el trebuie să fie un reper în formarea inițială. Iată aceste nouă competențe care ar putea fi textul de rol al unui cadru didactic debutant, cum este în cazul proiectului vostru, pentru că vă preocupați de această categorie. Și da, iată, fiecare profesor are niște competențe de specialitate care țin de domeniul de studiu, pe care cu calificarea conform diplomei de licență. Deci fiecare dintre noi a studiat litere, limbi străine, filozofie, matematică, litere și așa mai departe, da, sunt acestea, la care se adaugă aceste competențe profesionale specifice carierei didactice. Iată, proiectarea, activității, nu o să le citesc, sunt pe ecran, dar și competențe transversale, din care vedem, iată, acest rol al profesorului de a dezvolta instituțional școala și parteneriatul cu comunitatea, managementul carierei și al dezvoltării personale, un lucru care mă bucură foarte mult și e parte din filozofia unor intervenții pentru dedicate profesorilor. Da? Deci se regăsește această dezvoltare personală și cercetarea educațională aplicativă. Fiecare profesionist în educație este și un cercetător la rândul său. Într-un proiect de mentorat m-aș orienta după aceste standarde, mai ales că ele sunt apoi detaliate, destul de meticulos, aș spune, în cunoștințe, în abilități, în capacități cognitive. Deci ar putea constitui o bună sursă de mentorat, astfel încât pe parcursul perioadei acesta de debut, în care tinerii se simt la începutul, și nu doar tinerii, pentru că acum, sigur, poți intra în profesii oricând și noi avem studenți mai adulți care vin către cariera didactică, ceea ce este minunat, un mentor și-ar putea face un instrumentar asigurându-se că a văzut activități din sfera fiecăreia dintre cele nouă competențe, că a dat feedback la activități care se pot asocia cu aceste competențe. Și aceasta este a doua idee pe care vă ofer. Iar o a treia idee pe care vă ofer, și apoi am să răspund un pic la niște întrebări care mi-au fost adresate anterior. Eu am mai prezentat această schiță, e veche, dar îmi place, de la Dreyfus, legată de nivelurile de competență profesională. Și sunt convinsă că sunt persoane care nu le-au văzut, deși eu am mai prezentat acest material. Îl aduc aici în altă perspectivă. La vremea, câteodată vorbesc despre această imagine, vorbim despre cum învață profesioniștii și de regulă sunt profesioniștii care sunt de la nivelul proficient, care ar fi competent, de fapt, un competent avansat, către experimentat. Da? Sunt acești profesori care intră în programele de formare, care poate uneori își pun problema ce mai învață ei, cum o să mai învețe, dacă mai pot învăța ceva la vârsta asta. Și le arăt acest diagram ca să vadă că da, pot învăța și la această vârstă și că mai e mult până la capătul învățării. De data aceasta o să ne uităm la zona roșie a novicilor, uitându-ne că dezvoltarea competenței profesionale este un parcurs, el nu este un moment. Ca mai multe alte tipuri de procese, ele încep,
au o durată și se încheie generând o altă etapă. Ce se întâmplă cu novicii și, da, îi rugăm pe cei care se află pe treptele acestea avansate, de la experimentat, de la chiar și cel de aici, competent, avansat, proficient, să, dincolo de propria lor preocupare, pentru că și oamenii din zona aceasta au preocupări legate de învățarea lor și de cât de competenți sunt, mai sunt. Deci au aceste îngrijorări și profesioniștii aflați în maturitatea vârstei profesionale. Cu toate acestea, tot acestor profesioniști le cerem să se uite către această etapă întâi, când au fost și ei novici și au venit alți novici și ei au uitat între timp, pentru că multe lucruri, iată, s-au automatizat, totul se face intuitiv la o anumită vârstă, dar să-și amintească că acești tineri care intră în profesie și de care ne bucurăm că intră în profesie, atenție, să ne bucurăm că intră debutanți în profesia didactică, pentru că ducem o lipsă de apetit pentru această carieră, pentru, și datorită acestui statut profesional destul de ingrat zilele acestea, și datorită sistemului de sprijin foarte scăzut, și salarizări și mai multe elemente. Dar să se uite în primul rând la această componentă profesională, că atunci când ești novice și când vin acești tineri care par să știe multe că vin de pe băncile facultății, nu știu așa de multe, că ei sunt încă foarte dependenți de niște liste de caracteristici. Se întreabă dacă au făcut bine, dacă au bifat toate checklist-urile acolo. Și sunt foarte dependenți de reguli. Cum e bine? Ce trebuie să fac aici? Dar aici nu au acest nivel de autonomie și acest nivel de spontaneitate în a combina experiențe, pentru că pur și simplu nu au suficientă experiență. Și oricât de mulți ani ar sta în facultate, experiența se va definitiva și se va împlini în context real de muncă, ceea ce înseamnă că tot școlile sunt spațiile cele mai bune de învățare. Ulterior, după zona aceasta de novice, ce se întâmplă la novice? Uitați aici jos pe banda albastră, scrie că au nevoie de monitorizare. Nu neapărat de control, dar cineva să privească un pic deasupra, da? Să au nevoie să se auto-observe, să stea puțin și să le pună cineva filmul lor cu încetinitorul și să se poată gândi la ce au făcut atunci când au fost foarte stresați și pensionați. Și au nevoie de feedback foarte mult la început și ulterior tot mai redus. Ceea ce chiar cred că este o problemă, că se reduce nevoia de feedback. Ce ar putea să ajute profesorii mentori aici? Să bage capul pe ușă la un debutant. Cum ți-a ieșit ora? Cum te simți? Cum ți-a fost? Care a fost câștigul acestei ore? Ce ai vrea să schimbi data viitoare? Să le ofere spații de auto-observare. Da? Să-i asculte, au nevoie să fie foarte, să se audă pe ei vorbind ca să-și poată pune gândurile în ordine. Să le ofere feedback și feed-forward mai ales. Feedback dacă se uită la niște proiecte de lecție, dacă proiectează împreună, deci când documentele sunt într un proces de elaborare. Dar feed-forward, de îndată ce s-au întâmplat lucrurile, să nu se mai uite în urmă, să se uite numai înainte. Și contează foarte mult, pentru că pe parcurs ce iată, capătă tot mai multă experiență în situații reale, începe să înțeleagă contextul, acești novici devin și ei ușor, ușor avansați, competenți și merg către direcția cealaltă. Și aș mai vrea să pun acest grafic în relație cu faptul că în spatele acestor acțiuni și comportamente de tip novice, se află niște capacități cognitive care funcționează într-un anumit fel. Și iată, la novice, reamintirea este non-situațională, ei nu pot lega neapărat cu multe alte situații și, de exemplu, se întâmplă ca practica pedagogică din timpul studiilor să fie făcută de regulă la oraș, iar uneori să iei un post sau chiar să-ți dorești sau să te duci la Teach for Romania și să iei un post la țară. Și să nu fi făcut nicio oră de practică într-un context vulnerabil, sau într-un mediu rural, nu ai văzut niciodată o clasă de simultan, de exemplu, dar poate că asta cu timpul nu va mai exista, dar oricât, în situații pe care nu ai experiență și ai nevoie să-ți reamintești cum se fac lucrurile acolo și tu nu știi pentru că tu nu ai făcut acolo practică. Recunoașterea. După cum vedeți, în etapele ulterioare, reamintirile devin situaționale, încep să se conecteze cu diferite situații și atunci ele se întăresc. Da?
trecem de la recunoașterea unor elemente în mod descompus, analitic, cum vedem și mai jos, decizia e foarte analitică, cum trebuie să fac, care e pasul 1, cum ar trebui să fie aici, către lucruri holistice, da? Încep să vadă întreg, încep să vadă situația într-un întreg, să o conțină situațional, până când, iată, la expert avem o decizie de tip intuitiv, pentru că un expert a văzut mii și mii de ore, mii și mii de părinți, mii și mii de situații și este mai ușor, dar până acolo avem mult de parcurs pe lucruri analitice și de aceea uneori e bună despicarea firului în patru, etapizarea, sistematizarea, categorisirea, organizarea și organizarea haosului care li se pare lor uneori că se întâmplă în sala de clasă, cu elevii, cu lecțiile, cu scopul, cu competențele, cu tot. Și iată, nivelul de conștiință este foarte atent pe monitorizare și automonitorizare, oare fac bine, oare e bine cum fac, până când în această etapă de mastering vedem aici că ești absorbit, nu te mai preocupă elementele cum faci, cum sunt, dacă sunt bun, dacă am făcut corect, pentru că este, aș spune că e acea stare de flow de care vorbește Csikszentmihalyi, când de fapt facem foarte pasionați și bătrunși de sensul activității noastre. Să înțelegem cum gândesc novicii și persoanele acestea nivelul 1 și 2 și să înțelegem că aceste elemente se construiesc. Sunt o construcție care se face în colectiv. Avem muzicala, îți trebuie un sat să crești un copil, cred că îți trebuie o școală să crești un debutant, pentru că toți factorii de acolo, toate energiile converg. De la lucruri pe care nu le știu și nu sunt conștient, că nu le știu, până la a deveni conștient de ceea ce nu știu, a învăța sistematic, a mă pune în situații de învățat. Și nu știu, Oana, că am vorbit foarte repede, mă strădesc, dar aș mai avea o altă perspectivă, pentru că aici e foarte mult despre competența profesională. Poți să-mi faci semn dacă mai pot trei minute? Mai poți, Oana, sigur. Da, pentru că vroiam să mai aduc o dimensiune. De foarte multe ori suntem preocupați și discursul legat de profesia didactică e foarte legat de competențele acestea profesionale, care sunt legate, într-adevăr, de gestionarea învățării elevilor, de generarea de activități cu sens și folosim cuvinte frumoase, drăguțe, pentru a defini tipul acesta de învățare miraculoasă pe care o dorim cu toții. Însă uităm uneori că debutanții și toți oamenii din școală sunt niște ființe sociale care trăiesc și apartenența la echipă și apartenența la cultura organizațională și care este un termen ce va apărea din ce în ce mai mult, pentru că oricât de mult ai avea competențe, bunăvoință, te duci la cursuri, te duci în programe, să devii mai bun și pe dezvoltare personală și pe dezvoltare profesională, atunci când tu intri în universul, în edu, ecosistemul tău, cum îl numesc eu, când intri în edu, ecosistemul tău, e foarte interesant ce se întâmplă acolo. Și de multe ori există această presiune ca în școli să existe echipe. Vai, să dăm o echipă, ce drăguț suntem și aș vrea să ne calmăm un pic și să știți că nu suntem neapărat o echipă. Suntem un grup de oameni care aparținem aceleiași școli. Asta împărtășim de regulă. Mai ales dacă suntem în grupe de către, nu știu, într-o școală, poate fi 20 de cadre didactice până la 100 de cadre didactice. Da? Și toată lumea spune să fim o echipă și aș vrea să vă anunț că nu avem cum să fim o echipă. În primul rând, pentru că o echipă în general se structurează în jurul unui obiectiv și aș vrea să vă întreb de câte ori ați stat cu toții la aceeași masă sau în aceeași sală la un consiliu profesoral pentru a vă clarifica obiectivul comun al echipei numită colectivul de cadre didactice al școlii XYZ. Pentru că aș vrea să nu... Și tindem să ducem un pic în derizoriu multe cuvinte și să le folosim într-un mod ipocrit până la urma urmei. Acesta eu îl întâlnesc foarte mult în echipele de părinți, da? Să fim o echipă, nu suntem o echipă, nu putem fi o echipă cu toți părinții. Noi doar suntem un grup care avem niște caracteristici comune și anume că avem copii în aceeași clasă. La fel și profesorii. Da? Ei nu ajung acolo pentru că vor și caderă la obiectivul sau misiunea unei școli, ei ajung acolo pentru că acolo au luat concursul sau, mă rog, alți factori favorizanți i-au trimis într-o anumită școală X. Și atâta timp cât nu avem aceste caracteristici de pe ecran,
Avem conducere clară, dar oare avem roluri clare? Nu avem această mărime ideală a unei echipe să funcționăm. Da? Pentru că managementul bazat pe echipe și managementul bazat pe proiecte care vine cumva din mediul corporatist, da, permite organizare de echipe în adevăratul sens al cuvântului. Dar echipele acestea la care sunt de fapt persoane cu obiective foarte diferite și, atenție, cultură organizațională și coeziune foarte slabe, în care nici nu se cunoaște ideea și nici nu se investește în mod conștient, nu au cum să fie echipe. Și pentru echipă există și niște abilități anume și niște preferințe și de aceea se fac multe activități de lucru în echipă sau de dezvoltarea echipei. Dar ce vreau să mă folosesc din echipă este că oamenii simt nevoia de apartenență pe care o asociem cu apartenența la o echipă. Își doresc să aparțină culturii, spațiului, locului aceluia. Odată pentru că e o nevoie specific umană, nevoia de apartenență, dar este și o chestiune de formare a identității profesionale, care de multe ori este legată de primul loc de muncă, de primul loc în care ai deschis ochii ca persoană angajată sau la primul job sau, și care te definește pe viață, îți vei aduce aminte permanent de primul loc de muncă și de prima echipă în care ai intrat, pentru că uneori cei doi termeni sunt folosiți suprapozabil, grup echipă, și atunci punem echipă pe toate grupurile mai mari, da? Și atunci o să lăsăm ideea aceasta de echipă. Și iar teoria lui Tuckman e foarte veche, dar din nou aș vrea să rețineți faptul că orice grup trece și orice echipă trec prin aceste etape care sunt dependente de un anumit timp și de un anumit efort petrecut împreună. Deci nu doar cu cât timp stau acolo mai mult, trec într-o altă etapă, ci și un efort de cunoaștere, un efort de interacțiune, un efort de a vedea perspectiva celuilalt, un efort de a face lucruri împreună. Și în școli se întâmplă proiecte, săptămâni, altfel verzi de toate felurile. Există ritualuri, există sărbători, există ceremonialuri, există diferite tipuri de activități care permit comunității să se întâlnească. Și cu cât o echipă este sprijinită și se facilitează aceste treceri, dacă vreți, dintr-o etapă în alta, cu atât succesul sarcinilor pe care ei le iau împreună și complexitatea acestor sarcini crește. Sigur că ar face subiectul unui curs pentru liderii dintr-o școală, cum să faciliteze îngrijorări de tipul și la debutanți care apar într-o echipă, foarte mult se resimt în zona aceasta de formare furtună. Formarea este atunci când ne asociem cu toți împreună pentru că vrem un lucru, iar furtuna este când descoperim că suntem diferiți, ceea ce din nou sunt niște fenomene psihosociale absolut normale. În formare vrem să aparținem, am plătit orice preț să fim acolo. Tăcem din gură, nu spunem glumele greșite pe care le știm, evităm să spunem detalii neplăcute despre noi ca să păstrăm anumită aparență. Ne îmbrăcăm într-un anumit fel pentru că am văzut că așa se poartă în această școală și mai ales dacă nimeni nu ne ghidează să ne citească puțin harta spațiului, pe de altă parte, fiecare debutant este o nouă șansă ca organizația aceasta să fie văzută în mod diferit și atunci poate că cel care, mentorul de inducție care și explică cum sunt așezate locurile în cancelare, ar putea și să-i spună ia și tu un loc aici oarecare, deocamdată, până ai să-ți găsești un scaun al tău. Știu că în multe cancelarii există aceste locuri foarte clar stabilite ca niște ierarhii și cred că e uneori greșit lucrul acesta, evident. Acești debutanți se vor feri de conflict, nu vor dori să evite conflictul, vor dori să facă totul conform. Vă aduceți aminte că erau oricum dependenți de reguli, foarte legați de ce trebuie să facă, să fie conform, da? Să fie acolo primiți și cuminți și nota 10. În noi este întotdeauna un școlar care își dorește să fie bun sau un rebel care dorește să schimbe lucrurile dintr-o școală atunci când nu-i convine, dar ideea nu e neapărat de a combate și de a fi foarte revoltat, ci de a crea o anumită coeziune. Coeziunea nu înseamnă că suntem toți la fel sau că vom deveni toți la fel, ci coeziunea înseamnă să putem funcționa împreună, fiecare păstrându-și identitatea lui. Un debutant care este vulnerabil sub aspectul identității lui profesionale, uneori vulnerabil și sub aspectul identității personale, dacă e foarte tânăr, are 22-23 de ani, este încă în formare ca persoană,
va avea dificultăți dacă aceste elemente nu sunt ajutate. Cine e liderul? La cine mă duc dacă am nevoie de ajutor? Sunt îngrijorări pe care le au tineri. Cum fac când greșesc? Voi avea voie să spun cuiva? Va fi grav? Toate aceste lucruri sunt parte din elementele și interacțiunea de mentorat și invit pe mentor să se uite și la această dimensiune psihosocială a relației pe care debutanții o au cu școala și să încerce să le ofere și răspuns la aceste alte tipuri de îngrijorări, nu doar cele de natură profesională, pedagogică, despre ce se întâmplă în sala de clasă și cum rezolvă aceste probleme pedagogice. Cred că acestea au fost așa trei linii de idei mari pe care am vrut și cu care am venit să pun câteva puncte în povestea mentoratului și în povestea NEST. Și dacă sunt întrebări, pentru că știu că sunt ceva întrebări colectate anterior, poate că e un moment bun acum sau la final. Dacă sunt întrebări acum, cu mare drag pentru cine își dorește, atât în chat, adică le puteți scrie și în chat, le puteți adresa și deschizând microfoanele. Noi vrem să avem un dialog, de-aia suntem aici. Dacă nu, Oana, cred că ai atins parte din întrebările care au fost puse inițial în formularele de înregistrare și cred că a mai rămas una sau două dintre ele pe care le putem, la care putem răspunde. În regulă. Sunt aici și ascult în continuare. Mulțumesc mult! Dacă sunt întrebări, în primul rând vă mai întreb încă o dată. Bun. Dacă nu este nimeni curajos, Oana, noi îți mulțumim foarte mult pentru intervenția ta și tu cumva ai anticipat lucrurile pe care noi le vom dezbate în evenimentele noastre de exploatare, unde vom prezenta întreg ecosistemul NEST, atât programul de formare la care au participat mentorii noștri, care a mers pe un model de echipare acestora cu competențe și modele de învățare pentru cadrele didactice debutante, pentru a oferi suport și susținerea cadrelor didactice debutante. În evenimentele noastre de exploatare o vom vedea atât intervenția care s-a dus în zona de mentor, cât și după aceea mentorii care au lucrat cu cadrele noastre didactice debutante, care au fost modalitățile, practicile și de asemenea cum s-au simțit cadrele noastre didactice debutante lucrând cu mentorii pe zona aceasta de mentorat adaptiv pe zona de leadership, de împuternicire, de autonomie și de discuție și de colaborare, nu venită dintr-o poziție de eu am răspunsurile și așa trebuie dusă conversația. Deci este foarte frumos ce ne-ai deschis tu așa o ușă spre evenimentele respective și de-abia așteptăm să le facem și te invităm cu mare drag și acolo o să vezi și zona de competențe, și profilul mentorului, și profilul profesorului debutant și toate intervenția și acest ecosistem superb pentru care am lucrat și am colaborat împreună cu cadrele didactice din sistemul public de învățământ timp de 2 ani de zile. Și dacă tot vorbim despre intervenția noastră NES, haideți să ne uităm împreună și cum transformăm aceste bune practici și cum această pilotare, care, repet, este o pilotare care se întâmplă concomitent în 5 țări europene, cum se transferă această pilotare pe zona de politici publice. Și aici o să o invit pe doamna Cecilia Iuga de la Ministerul Educației,
o să ne spună câteva cuvinte în sensul acesta. Vă dau cuvântul, doamna Iuga. Mă bucur. Din nou, bună ziua tuturor celor și celor care s-au alăturat. Păi, despre mentorat, despre ce am lucrat noi în aceste ani ai proiectului împreună, ce aș putea să spun mai mult decât a spus doamna Oana Moșoiu? Este adevărat că această nevoie de mentorat, acest sprijin de tip mentoral vizează primii ani ai activității didactice, mai ales în primii 3 ani, și vizează activitatea didactică care să se finalizeze cu integrarea în colectivul profesoral și în comunitatea școlară extinsă. Însă practica didactică, mai ales în ultimii ani, a relevat în contextul dezvoltării competențelor și abilităților digitale în procesul de învățare, că nu numai profesorii debutanți au nevoie, novicii au nevoie de mentorat, ci orice profesor cu experiență are nevoie și repere de suport în activitatea la clasă. Și de ce să fie nevoie de repere și de suport pe parcursul întregii cariere didactice? Exact cum spunea și doamna profesor, este vorba de cunoașterea și asumarea culturii organizaționale a școlii în care predă. Fiecare școală are propria sa cultură organizațională. Este foarte important să fie o cultură organizațională care să fie favorabilă mentoratului și sprijinului profesorilor. Pentru că, iarăși, cum spunea doamna profesor, suntem într-un context al învățării. Dacă acest context nu este integrat în cultura organizațională, atunci nu cred că mentoratul are succes sau că se poate dezvolta într-un mediu care nu este prietenos. La fel, este vorba de dezvoltarea relației integratoare, de apartenență la colectivul în care vrei să lucrezi. Nu suntem persoane separate într-un colectiv. Într-adevăr, nu suntem întotdeauna o echipă, dar vrem să fim o echipă. De multe ori s-a vorbit în literatura de specialitate despre singurătatea cadrului didactic la clasă. Și așa este. Deși este o profesie foarte socială, profesorii, mai ales când sunt tineri, când sunt debutanți, dar și dacă sunt ceva mai interiorizați, sunt supuși unei singurătăți în cancelare, singurătăți în școală. Dacă nu vine și din partea lui, poate să facă primul pas înspre a cere ajutor. Iarăși este nevoie de repere atunci când e vorba de cultivarea stimei de sine și a sentimentului că ești apreciat ca persoană, ca profesor, dar și ca persoană. Iar evenimentele din ultimele, ce s-a întâmplat acum în ultimul timp în școlile românești, ne arată că este mare nevoie de mentorat și pentru profesorii care sunt cu experiență și pentru, nu numai pentru cei novici. Am înțeles că doamna profesoară care de la Prahova sau nu știu de unde era, chiar era cu profesor cu gradul 1 și cu 20 de ani de experiență. Este clar că acolo era nevoie de mentorat și nu numai de mentorat, ci de un mentorat foarte puternic. Iarăși ai nevoie de repere ca profesor tânăr pentru recunoașterea și valorizarea activității tale. Trebuie să spună cineva, trebuie să ai feedback, trebuie să spună dacă faci bine, faci rău, să te aprecieze, ești ca orice elev în clasă. Și bineînțeles, pentru dezvoltarea autonomiei profesionale pedagogice, pentru ca să devii un profesor competent, așa spunem, un profesor competent. Dar ce înseamnă competența?
Competența nu se mai referă în ziua de astăzi la rezultatul unui proces de formare ca aspirant la o profesie. A fi competent astăzi înseamnă să te construiești în relaționarea dintre indivizi, dintre echipe, dintre instituții, în contextul mai larg al comunității și al societății. Așa cum comunicăm noi acum, așa, asta înseamnă să creezi o competență. Nu să fii tu competent, dar doar că ești foarte bun în domeniul în care activezi. Și bineînțeles, înseamnă să poți lucra cu copiii, cu familiile lor și cu comunitatea în care ei trăiesc. Asta înseamnă un profesor competent. Citeam înainte de a intra cu voi în discuție, din nou și tot în contextul a ceea ce se întâmplă în școlile românești, un studiu despre măsuri de politică publică pentru a îmbunătăți imaginea profesiei didactice, un studiu al Comisiei Europene care s-a făcut în 2015. Deci sunt câțiva ani de atunci și între timp a fost și pandemia și celelalte evenimente. Ce a fost foarte interesant pentru mine de văzut, au participat la studiu 22 de țări din Uniunea Europeană și au fost puse diverse întrebări profesorilor. La întrebarea ce te-a determinat să devii profesor, în Ungaria, în Ungaria răspunsul a fost clar banii și banii, nu atât banii, dar vacanțele prelungite și timpul liber. În Austria, Bulgaria, Cipru, Estonia, Germania și Islanda, lucrul cu persoane tinere. Franța și Turcia s-au concentrat pe transmiterea de cunoștințe, iar România, Grecia, Italia și Portugalia pentru a educa și a transmite valori. Acest lucru m-a tușat un pic, adică asta este, mi se pare mie că este ceea ce trebuie să faci la clasă, să educi și să transmiți valori. Bine, nu știu cât este valabil la clasa acum și cu profesorii pe care îi avem. Este mare nevoie, într-adevăr, de a atrage profesori competenți, dar și de a-i păstra la clasă. Și pentru asta mentoratul mi se pare soluția cea mai bună. Iar Ministerul Educației nu numai că se preocupă de acest lucru, dar chiar acționează în acest sens și voi știți și doamna profesor că se pregătește o schimbare paradigmatică dezvoltării carierei didactice în context mentoral, în care mentoratul să devină cadrul în care se formează cariera didactică și pentru asta vor fi construite și standardele, atât ocupaționale, de calitate, cât și de formare și formarea profesorilor cu ore mai multe de practică la formarea inițială și, bineînțeles, în stagiatură și în practica pedagogică. Nu știu, erau niște întrebări care au fost puse înaintea acestei întâlniri. Am fost puțin surprinsă de întrebarea dacă vom putea să ne titularizăm cu 9 ore, dacă avem 9 ore la clasă să ne titularizăm. Toată comunitatea educațională europeană merge spre
înlăturarea titularizării, adică să dai o mai mare autonomie și libertate profesorului, să mobilitatea fiind una din caracteristicile care duc la, la creșterea competențelor tale ca profesor. De ce este nevoie să acumuleze 90 de credite într-un interval de 5 ani? Asta este legea, este trecută în lege de atâta timp, pentru ca să te formezi în mod continuu, să dovedești acest lucru. Care este logica eliminării de la gradele didactice a disciplinei pedagogie? Nu e așa. Este un pic și neinformare în aceste întrebări, dar probabil că și noi ar trebui să fim puțin mai deschiși cu comunicarea și să diseminăm toate informațiile în cât mai multe medii posibile. Atât am avut de spus. Dacă mai sunt întrebări, desigur că s-ar putea spune mai multe, nu știu la ce să mă mai gândesc acum. Doamna, da. Eu mulțumim mult de tot pentru intervenție și dacă vă mai aduceți aminte că ați menționat de relații integratoare, de apartenență vis-a-vis de cadrele didactice debutante, noi am mai adăugat și zona asta de retenție a lor, adică în sistem și de... Da. Plăcere de a lucra în mediile în care aceștia operează. Dacă nu sunt întrebări, mă gândesc să-i predau ștafeta doamnei director al departamentului nostru din cadrul organizației Teach for Romania, departamentul de sprijin și mentorat al cadrelor didactice, care are dublă calitate la acest eveniment, pentru că este și coordonator al intervenției și de implementarea programului de mentorat NEST, doamna Anca Popa. Anca, ești în regulă? Poți să preiei? Da, da, da. Bună seara. Bună seara, vă zic și eu. Și pare că ne-am aliniat un pic la câteva idei cheie pe care vrem să le transmitem referitor la importanța mentoratului pentru cadrele debutante. Ce aș vrea să fac un pic o scurtă introducere legată de oamenii cu care am lucrat în acești 2 ani, de cei 40 de mentori care și-au luat această misiune timp de 2 ani de a lucra cu cadrele debutante, poate într-un alt context față de cum au primit pregătirea inițială și de a-și asuma procesul de învățare continuă, atât pentru ei cât și pentru profesorii debutanți. Și e pentru mine un prilej de a le onora munca după aproape 2 ani de zile de intervenție, dar și a trainerilor cu care aceștia lucrează, pentru că ce am încercat să facem prin intermediul proiectului NEST a fost să modelăm un mod de lucru cu profesorii metodiști care au fost mentori în cadrul proiectului, ca aceștia să ducă mai departe conversațiile, modul în care se uită la o lecție la clasă, modul în care oferă feedback, în așa fel încât să ajungă această practică cât mai aproape de profesorii debutanți, acolo unde este cea mai mare nevoie în mediile vulnerabile. O să încep cu o scurtă introducere legată de la ce ne-am uitat în momentul în care i-am selectat pe acești mentori care lucrează și sunt formați în sistem, și ne-am uitat la zona de mindset și de competență. Și ce anume am căutat, pentru că studiile ne arată că dacă ai mindset-ul potrivit și ești în procesul de învățare asumat, poți să-ți creezi competența atunci când ai sprijin din mai multe direcții. Și am găsit cei, așa cum spuneam, 40 de oameni care și-au asumat această misiune de a încerca să ducă mai departe și să sprijine acolo unde este cea mai mare nevoie, să-i sprijine pe profesorii debutanți.
Și ne-am uitat la zona asta de a fi flexibil, de a fi curios, de a fi încrezător în ceea ce duce în relația cu profesorul debutant și că este orientat spre direcția dezvoltării profesionale, dar și personale. În zona de competență, pentru că spuneam și spunea și colega mea Oana anterior, legat de faptul că ne uităm la acest proiect ca la o pilotare de 2 ani de zile, ca ulterior să devină o practică în cadrul unei politici publice, în cum ar trebui să fie formați mentorii care ajung în sistem. Și ne-am uitat la zona de leadership, ne-am uitat la modul în care se uită la autoreflecție, în care se uită la propriul proces de învățare, la construirea unor relații bazate pe încredere și aici mă bucur că și doamna Oana Moșoiu a menționat zona asta de cultură organizațională, de cum să ne uităm la profesorii debutanți care intră în școală și cum să le creăm cadrul ăsta să poată să își dezvolte competențele și la zona de competențe digitale, pentru că ce am încercat să ducem și faptul că ne-a prins, să zic, începutul proiectului în pandemie, ne-am uitat la zona asta de cum putem să eficientizăm procesul de învățare al mentorilor, ducând atât sprijin mentoral pentru ei, dar și o platformă de învățare în online, în care au putut să treacă prin mai multe module, în așa fel încât să sedimentăm informația, ca apoi să discutăm în întâlniri de comunitate despre ce s-a întâmplat și cum putem să aplicăm conceptele din platformă în relația cu profesorii debutanți. Cum am plecat și spuneam că am încercat să modelăm aceste conversații, acest mod de lucru cu mentorii noștri, ne-am uitat mai mult la mentor și la competențele pe care ei și le dezvoltă, ca apoi aceștia să le cascadeze sau să le ducă mai departe către profesorii debutanți. Și ne-am uitat la câteva zone ale mentorilor și ce impact am vrut să vedem la finalul celor 2 ani și ne-am uitat la zona de înțelegerea rolului, capacitatea de autoreflecție, capacitatea de a construi relații, de a genera schimbare în ceilalți și de a aplica strategii variate de mentorat. Astea au fost principalele direcții la care ne-am uitat, care mai apoi o să vedeți imediat, Maria, dacă te rog să dai mai departe, cum se văd la profesorii debutanți. Dacă mentorul are aceste abilități și poate să le facă vizibile profesorului cu care lucrează, atunci automat și profesorii debutanți vor avea un proces de reflecție mult mai asumat, se vor uita într-un mod autentic la ce s-a întâmplat la oră, vorbind de zona de feedback, de cum pot să îmbunătățească niște practici pe care le au la clasă, capacitatea de a crea un mediu de învățare productiv și ne-am uitat foarte mult prin instrumentele pe care le-am avut la dispoziție, la un cadru de analiză al clasei, la un mediu în care elevii pot să își asume procesul de învățare. De asemenea, pentru că în momentul în care ne uităm și la zona de autoreflecție, la a construi relații, profesorii debutanți au nevoie și de partea de competență efectivă, de conținut pe care să-l ducă și de cum să organizeze predarea. Și un aspect important, pentru că ce am observat și poate unul dintre provocările cu care ne-am confruntat în cadrul proiectului a fost zona de reziliență și cum în primii 3 ani la catedră devin uneori definitoriu pentru a-ți continua sau nu activitatea didactică, iar dacă nu ai sprijinul necesar, de multe ori este această tendință de a renunța în defavoarea elevilor sau poate și în defavoarea competențelor pe care ai reușit să ți le construiești în cei 3 ani, dar nu ai putut să le vezi neavând sprijinul de care ai avut nevoie. Și de aici a plecat cumva imaginea și intervenția proiectului NEST, iar în următoarele slide-uri pe care o să le vedeți, ne-am uitat la un proces de evaluare, pentru că am început cu o evaluare inițială, și anume ne-am uitat la mentori, mai întâi cum sunt ei în raport cu competențele pe care le urmărim, ca apoi să urmărim și să monitorizăm intervenția, iar la finalul celor 2 ani să vedem cât anume a crescut sau s-au dezvoltat anumite competențe. Și ne-am uitat din 2 direcții, și anume relevanța procesului de formare. Spuneam că a fost pe platformă, dar și cu intervenții punctuale, cu o echipă de trainer care a lucrat direct cu profesorii metodiști, mentorat aplicat din partea echipei de trainer și zona de autoevaluare. Iar la debutanți, pentru că fiind beneficiarii indirecți ai proiectului nostru, ne-am uitat la cum au simțit mentoratul din partea profesorilor metodiști și cum se evaluează după cei 2 ani în raport cu sprijinul pe care l-au primit. Ce o să urmeze sunt o serie de grafice
în care arată nivelul în care oamenii cu care noi am lucrat au perceput aceste competențe ca fiind aplicate. Uitându-ne la un raport cu cele 5 țări de care povestea Oana că suntem în consorțiu, în România este cea mai scăzută rată de abandon în rândul mentorilor. Asta înseamnă că noi avem resursă umană, avem oameni care rămân și își doresc să dea mai departe cunoștințele pe care le au, dar ce ne-am uitat a fost un mod diferit de a forma acești mentori. Și asta ne-am dorit să pilotăm în acești 2 ani. Spuneam că procesul de formare al mentorilor a ținut cont de nevoile lor și de provocările pe care le-au expus în prima etapă a evaluării inițiale și ce au spus în urma evaluării ca și mod de a susține pregătirea lor a fost zona de organizare a procesului de training și utilizarea platformei online. Evident, fiind primul curs, să zic așa, în zona asta pe care noi l-am dus pe o platformă împărțită în module, am avut și dificultăți și provocări în a accesa diferite conținuturi sau de a crea spațiu de învățare comun în online, dar în ce ne-am uitat și a avut un aport extraordinar pe lângă zona de învățare individuală, să zic, la nivelul platformei, au fost întâlnirile de follow-up pe care le-am avut în urma fiecărui modul. Și cum s-a întâmplat asta, de fiecare dată când parcurgeam un modul, ajungeam să discutăm în sesiuni mari cu alături de traineri cum anume putem să aplicăm conceptele pe care le studiam pe platformă. Și rata de aplicare a acestor concepte, de a le duce în procesul efectiv de mentorat, a avut un impact mult mai mare asupra mentorilor. Ce am încercat să ducem prin această intervenție am pus la dispoziție și o serie de instrumente pe care mentorii le-au folosit în practica lor de mentorat și unele dintre ele au fost extrem de relevante, unele provocatoare, pentru că fiecare proces are și o parte bună și o parte de îmbunătățit. Ne-am uitat foarte mult la instrumentele pe care Nest le propune, și anume cadrul de analiză al clasei, unde am avut 7 principii de învățare în care mentorul avea o misiune de a observa acele principii de învățare unde elevul este în centrul procesului de învățare în clasa profesorilor debutanți, fișa de observare și anume procesul care se întâmplă în urma observării lecției de la clasă și care sunt punctele pe care mentorul le poate duce în conversația cu profesorul debutant, pornind de la punctele forte pe care le vede și stabilind pași concreți de acțiune. Iar al treilea instrument pe care l-am pus la dispoziție a fost zona de construirea sau structurarea conversațiilor de feedback, care au adus și o claritate în modul în care observă lecțiile, dar și structura conversațiilor care a împuternicit procesul de reflecție și a pus accent pe punctele forte ale profesorilor debutanți. Ce spunând mai devreme că și mentorii sunt într-un proces de învățare, ne-am uitat și la relația pe care mentorii o au cu trainerii cu care au lucrat, pe care proiectul i-a pus la dispoziție și în modul în care noi ne-am organizat în acești 2 ani și cum au simțit sprijinul pe care trainerii l-au acordat mentorilor. Dintre cele pe care le vedeți aici, care au avut poate cel mai mare impact, au fost discuțiile de reflecție după observarea fiecărei clase și au ajuns să fie un sprijin mult mai ancorat în ce anume vedem la clasă, cum ducem o conversație dificilă, faptul că am lucrat cu obiective clare în întâlnirile de mentorat dintre trainer și profesorii metodiști, și faptul că putem să identificăm sau se pot identifica mult mai clar nevoile specifice ale profesorilor debutanți. Și anume analiza asta pe care am făcut-o împreună mentorul, împreună cu trainerul, înainte de a intra în conversația de debrief, a crescut și mai mult calitatea conversațiilor pe care mentorul le are la rândul lui cu profesorul debutant. Am această analiză intermediară pe care o prezint acum.
am încercat să ne uităm și la competențe, efectiv, dincolo de întâlnirile, dincolo de discuțiile și, practic, calitatea conversațiilor care a crescut de la un an la altul între trainer și mentor. Ne-am uitat la cum au simțit mentorii dezvoltarea acestor competențe pe care noi am lucrat. Cele mai importante competențe și creșterea care s-a văzut foarte mult între cele două evaluări a fost zona de construire a rezilienței profesionale, evaluarea calităților de predare a profesorilor debutanți și facilitarea activităților de reflecție. Și anume, accentul a căzut foarte mult pe capacitatea profesorului debutant de a se uita la ce a funcționat la oră, de a încerca să-și găsească propriile soluții și apoi cu un input sau cu un feedback, poate uneori directiv sau adaptat din partea profesorului metodist. Ce vedeți cu roșu au fost cele care s-a văzut cel mai mult creșterea pe care le-am menționat mai devreme, dar și zona de reflecție pe care o considerăm extrem de importantă atunci când ne uităm la îmbunătățirea procesului de predare al profesorilor debutanți. Spuneam de faptul că odată de la un an la altul a crescut calitatea conversațiilor de mentorat și ne-am uitat și cum s-a simțit zona asta la elevi din conversațiile pe care le-au avut profesorii debutanți cu clasele la care lucrau și apoi duse în conversațiile de debrief și spuneam că proiectul NEST a venit în întâmpinarea provocărilor profesorilor debutanți din mediile vulnerabile, unde știm că este un grad mai mare de violență în cadrul școlilor, elevi care uneori par demotivați și pare că nu găsim soluțiile pentru a-i motiva în procesul de învățare. Faptul că am avut aceste instrumente și ne-am uitat la cum simt elevii procesul de învățare și ce anume observăm la clasă să putem să ancorăm discuția către profesorul debutant, a fost zona asta de cum lucrăm cu elevii care au dificultăți socioemoționale, cum gestionăm clasa și cum organizăm clasa astfel încât să-i implicăm pe elevi. Și prin discuțiile pe care le-au avut față de primul an, vedem o creștere semnificativă în concentrarea pe a preda sau în clasele în care se există dificultăți de învățare, pe a integra rolul abilităților socioemoționale în procesul de învățare și faptul că este, uitându-ne la provocările pe care le vedem în comunitățile vulnerabile, dacă nu așezăm clasa și nu creăm spațiu de siguranță emoțională, este foarte greu să se producă o învățare cognitivă sau dezvoltarea unor competențe din zona cognitivă, dacă ei nu sunt așezați emoțional și concentrarea pe a gestiona o clasă care este destul de diversă din punct de vedere al provocărilor din mediile vulnerabile. Am lăsat acest ultim slide în conversație pentru că arată o diferență în modul în care percep profesorii debutanți sprijinul mentoral pe care îl primesc pe de o parte din partea mentorilor pe care noi i-am format în timp de 2 ani de zile și partea pe care au primit-o nefiind, să zic, participanți activi ai proiectului. Și ne-am uitat, având un grup de control cu care am lucrat în acest 2 ani, un grup de control format din profesori debutanți și un grup de intervenție al profesorilor debutanți, vedem o creștere și o încredere mai mare în modul în care mentorii din cadrul proiectului NEST au fost formați timp de 2 ani de zile și ne uităm la mentorul, la zona de mentor lucrează pentru a construi relații de susținere, vedem în grupul de intervenție o încredere mult mai mare și o deschidere către a aduce provocările în discuțiile de feedback de la oră și de a ne uita în mod autentic la ce putem să construim cu profesorii debutanți. Un alt lucru care a crescut sau se vede în mod real aici este faptul că ne uităm la greșeală ca spațiu de învățare și mai mult decât atât arată că intervenția pe care mentorii din cadrul proiectului au are impact și este relevant, este că mentorii simt că nu greșesc sau că nu fac ceva greșit care nu poate să fie reparat, ci mai mult sunt încurajați să meargă către soluții. De asemenea, ne uităm la zona de reziliență profesională și uitându-ne la
evenimentele sau la ceea ce ne dorim din cadrul proiectului NES sau ca urmare a intervenției NES, e partea asta de a reține foarte mult profesorii debutanți și de a construi această încredere că pot să continue chiar și mediile provocatoare, atât pentru dezvoltarea lor profesională, dar cât și pentru continuitatea la clasă. Și știm foarte bine cât de important este să construiești o clasă și să ai o intervenție care durează mai mult de 2-3 ani ca să poți să vezi impactul real al intervenției pe care o ai. Și îmi doream să închei cu acest slide tocmai pentru a poate deschide conversațiile ulterioare din evenimentele noastre de exploatare în ce înseamnă să formezi un grup de mentori care lucrează într-un stil diferit și se concentrează pe discuții de feedback care au zona de mentorat, dar au și zona de coaching și care se uită la procesul de învățare al profesorilor debutanți din mai multe perspective, integrând sau adaptând nevoile pe care aceștia le au. Atât a fost din partea mea. Dacă sunt întrebări sau dacă aveți acum ori pe chat, ori la microfon, sunt aici. Anca, mulțumim mult de tot pentru aceste slide-uri. Poate așa pentru noi, echipa care lucrăm de 2 ani de zile, cumva rezultatele acestor slide-uri pe care tu le-ai prezentat ne surprind. Noi suntem zi de zi alături de oamenii cu care lucrăm și vedem progresul și ne dăm seama de importanța mentoratului. Aș vrea cumva să deschid totuși un dialog cu doamna Cecilia Iuga și să o întreb dacă i-a atras atenția ceva din slide-urile pe care colega mea Anca le-a prezentat, dacă îi separ niște rezultate pe care am putea să le discutăm și să le aducem aici cu noi în eveniment. Și de asemenea și pentru Oana, evident, dacă are și ea câteva lucruri de adăugat, poate le luăm cu noi de asemenea și în evenimentele de exploatare și le ducem cu o altă perspectivă. Așa că, doamnelor, vă invit, dacă vi s-a părut... Pentru că mi-a atras atenția exact primul item. Mentorul meu mă oferă feedback constructiv și mi-aduc aminte de un grafic identic din John Hattie, în care feedback-ul, în cazul elevilor, feedback-ul avea un factor de impact în învățare foarte mare. Și cred că sunt lucruri, apropo de... Am participat de curând la o altă conversație despre legile educației și atât de mult simțim nevoia să rezolvăm problemele de educație din legi, când unele lucruri sunt foarte intim legate de ce se întâmplă în sala de clasă și între profesori, care sunt legate de capacitatea lor de conversație în grup, ca să nu zic în echipă, evident, despre fenomenul educațional din fața lor. Mă tem că profesorii nu știu să aibă conversații profesionale, nu știu să discute despre problemele grave, evită, se ascund în altfel de tipuri de conversații, într-o zonă personală și atunci nu se poate depăși un nivel conversațional care să fie legat ca la comunitatea de practică a lui Tim Wenger, da? În care despre ce vorbesc cu oamenii, despre cum rezolvă ei probleme, diferite probleme. Da? Și din cauza unei lipse de apreciere, care realmente e foarte mare, nu știm să punem și conversația despre cum ies lucrurile, ce merge, ce funcționează, cum ai rezolva problema aceea. Și mă mai uit la relația de susținere, cât de singuri sunt și cât de mare nevoie au să fie sprijiniți. Și aici aș spune din nou, mai ales că Teach for Romania se ocupă, are mai multe intervenții și se ocupă de mai multe categorii de profesori. Și profesorii care nu sunt debutanți, care sunt în mijlocul carierei, au nevoie de tipul acesta de relații de susținere, de altă natură, cu un focus mai mare pe alte elemente, nu ca la debutanți, care au alte tipuri de îngrijorări. Și cât de important este, o parte din activitatea mea este în proiectul ROSE,
un proiect finanțat de Banca Mondială, în care profesorii din liceele finanțate prin proiectul ROSE primesc mentorat. Și realmente a durat aproape un an de zile construirea relației de mentorat, unde mentorii sunt mai, e un peer mentoring, pentru că profesorii mentorați sunt cam de, adică sunt și profesori, da, gradul 2, gradul 1, deci profesori mai avansați, nu neapărat debutanți, și au fost mentorați de profesori ca și ei, din același nivel profesional, și foarte greu s-au construit aceste relații, foarte greu. Cred că relațiile la debutanți se construiesc mai ușor în mentorat, relația asta de mentorat se construiește mai ușor, și dacă se construiește ușor atunci când ești debutant, poți antrena pe baza unui antrenament de relație, pe tipul acesta de relație, când ajungi în mijlocul carierei profesionale, tu ești încă deschis la această relație, că știi cum se joacă relația asta, știi să fii în relația asta, știi să ai această conversație. Poate că generațiile noi de debutanți, cu sprijinul proiectelor ca și al vostru, dar și al celor din Ministerul Educației, cum e proiectul PROF, da, vor sprijini ca noile generații de profesori care intră în școli și în clase să beneficieze de un alt tip de relație. Mulțumesc! Exact la același lucru mă gândeam și eu, cum ținem mentorii împreună, cum se creează acea comunitate a mentorilor. Acum vorbim de singurătatea mentorilor, nu mai vorbim de singurătatea debutanților și a profesorilor în clasă. Cred că acest lucru se face pas cu pas. Nu putem, dacă inițiem o politică, totuși asta nu se întâmplă de la o zi la alta. Probabil că noi ar trebui să avem niște eforturi mai diseminate, adică să implicăm toată comunitatea, să formăm acel context al învățării, comunitățile de învățare, toți să ne implicăm în chestia asta. Adică nu mai este numai o treabă a ministerului sau a universităților ca instituții de formare inițială. Este întreaga societate. Să știți că am rămas profund dezamăgită când, în urma unui eveniment care s-a întâmplat într-o școală, directorul școlii sau reprezentanții școlii au declarat că acest lucru s-a întâmplat în afara școlii. Și dacă s-a întâmplat în afara școlii, adică dacă a plecat pe poartă, a ieșit pe poartă, nu mai este al nostru, este tot elevul nostru. Noi trebuie să-l formăm să fie om și în școală, dar și în afara școlii, în comunitate. Deci, cred că cuvântul cheie aici este comunitate, comunitate de învățare, toți să participăm la elaborarea politicilor. Și noi cred că prin parteneriatele pe care le facem, în special cu partenerii noștri tradiționali și cu Teach for Romania, implicându-ne în astfel de proiecte, încercăm să ajungem, eu știu, cu politicile la toată lumea. Deci, mulțumesc! Și noi mulțumim și suntem de acord cu zona de participare împreună la sectorul de politici publice. De asemenea, de aceea suntem împreună în acest proiect, Teach for Romania și Ministerul Educației, tocmai pentru că această intervenție pe care o ducem de 2 ani de zile se va transforma într-o componentă a politicilor publice pe zona de carieră didactică și pe zona de susținerea cadrelor didactice debutante în sistem, și nu numai, că uite, am vorbit despre cadrele didactice debutante din sistem care au nevoie de suport și de susținere, dar ne-am dus cumva ideea și mai departe că, de fapt, toate cadrele didactice care lucrează în sistemul educațional au nevoie de acest suport și de această susținere. Proiectul nostru a intervenit într-adevăr în zonele vulnerabile, în școlile insuficient deservite, dar ar fi foarte interesant să vedem cum acționează în absolut tot sistemul educațional intervenția NEST.
Așa că noi împreună o să ne regăsim la evenimentele de exploatare, tocmai acele comunități de învățare. Aceste evenimente poate le denumim comunități de învățare împreună, despre cum să facem o politică publică. Rămânem la ideea că actul educațional este acela de a transmite valori și de a educa, cum ne spunea doamna Iuga în intervenția dânsei. Noi suntem alături de dumneavoastră pe adresa noastră de e-mail nestteachforromania.ro, unde așteptăm părerile dumneavoastră și întrebările pe care posibil le-ați avut în cadrul evenimentului, dar din diverse motive nu le-ați împărtășit cu noi, și vă vom răspunde cu celeritate. Le mulțumesc invitatelor noastre din această seară și dumneavoastră, celor care ați participat timp de o oră jumate, nici nu vine să cred cum a trecut timpul, și așa se întâmplă când vorbim despre lucruri care ne pasionează și la care punem suflet. Și ne regăsim data viitoare, stați aproape de noi, pagina noastră de Facebook Teach for Romania, urmăriți evenimentele noastre și este incredibil cum oamenii în momentul când se unesc și când gândesc în aceeași direcție, creează niște lucruri extraordinare. Și proiectul nostru NEST este unul din aceste proiecte. Suntem familiarizați, Oana, că povesteai de roze, povesteai de prof. Prof, iată, și el atinge zona de mentorat și este un proiect complementar pe care îl are Ministerul Educației. Și de-abia așteptăm să vedem și rezultatele de acolo, ca să creăm ceva împreună frumos pe care să ducem în sistemul educațional de care toți suntem atașați și în care toți lucrăm, pentru că asta facem, atât noi cei de la TICI, cât și Oana Moșoiu, cât și Cecilia Iuga. Încă o dată vă mulțumim pentru participare. Și ne revedem cât de curând. Să aveți o seară extraordinară și cu mult drag suntem aici, echipa proiectului, pentru a răspunde nevoilor și întrebărilor dumneavoastră. Vă mulțumim, să aveți o seară plăcută toți. Toate cele bune din partea noastră și țineți aproape de Teach for Romania. Mulțumim, Oana, mulțumim. Și Maria și tuturor. Mulțumim frumos.